Istoria sculpturii în lemn este legată în mod indisolubil de istoria dezvoltării culturii și viziunea asupra lumii, asupra societății, motiv pentru care în fiecare țară sculptura în lemn este complet diferită. Există tehnici și stiluri diferite. Stilul meșterului popular Constantin Buțan este universal. Vazele decorative sculptate în lemn natural sunt monumentale. Impresionează prin iscusința cu care a fost lucrate, dar și prin volum, textura lemnului ales. Maestrul Constantin Buțan și-a ales singur butulacii. I-a pregătit la strung, i-a uscat timp îndelungat. Pe timp de pandemie s-a retras din atelier să muncească acasă. Astfel, într-un simplu apartament de la etajul 9 a unui bloc din Chișinău se lucrează Constantin Buțan, un meșter cu mâini de aur care creează cele mai interesante vaze, vaze mari, voluminoase, care împodobesc orice spații. Vazele dumnealui sunt în colecția Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, sunt în colecții private din Moscova, sunt la Louvre și sunt în palatele regale din Europa. Cele mai multe le-a cumpărat regele Spaniei. Doamne ajută, domnul Buțan, la ce munciți acum? Un panou, Arhanghel Mihail. Pentru o compoziție? Pentru expoziție. Da? Și la o vază concomitent lucrează? Și da, că eu am început, dar nu prea aveam timp. Trebuie asta de mântuit. Prima o mântuiesc pe asta. Ce o să-i adăugați? Că e interesantă, dar... Aici ca o înghirbare așa aș fi. Așa aproximativ eu am desenat. Asta trebuie să trebuiască tot discutat și tot discos. Mai întâi desenați cu creionul? Da, ca să știu... Și mă uit unde e lemnul, când unde are noduri. Dintr-o asta de cum a sutat și nici n-a să vadă. Că ce fel de lemn e acesta? Asta e om. Foarte greu se lucrează. Da, el e castejarul. Da, acesta dar e asta ceva e, mai moale. Asta e chei. Pentru așa sculpturi, cel mai bun e cheiul. Schițele în creion și lucru cu dalta le face acasă și se mulțumește cu materialul pregătit din timp. Cheiul e special pentru sculptură. Cel mai ușor de prelucrat. Se prinește și el e alb, din sus poate colorat în orice care culoare. Acesta unde va pleca? Nu, până de când, încă eu nu știu când a s-o termen, și a se prinească ori nu, dar la expoziție. Poate și mai departe a se duc. Dumneavoastră, mai întâi le vernisați aici, în apartament. Văd vaze, panouri. Dacă eu n-am alt spațiu. Pentru că n-am unde să le țin. Deci eu le țin acasă. Lucrați odată în atelier, v-am... Dar în atelier acolo și praf și... Da, și între lumea încolo, încoace și... Și acum? Amu am închis atelierul și ea că lucrez acasă. Tot în așa de stat, nu pot să stau așa. Deci eu mai șuplesc câte o leacă. Când ați luat sculele pentru prima dată în mână? Nu încă de la școală. Învățătorul de muncă era Sergei Antonov, și că el pe mine cum... Nu mi-a plăcut. Și am început acolo să, la strung să fac niște vaze, dar mititele. Facem chiar la școală era expoziție acolo, așa pentru școlari. Și ea că eu acolo o leacă mai șoplem. Povestea de viață a lui Constantin Buțan este una demnă de romane. A văzut lumina zilei pe 3 iunie 1960 într-o familie de intelectuali din Cimișlia. Tatăl său, Iacob Nicolaevici Buțan, a fost primul învățător în Cimișlia. Valurile vieții s-au zbuciumat astfel încât, după despărțirea părinților, micul Constantin a fost dus la școala internat din Diova. Apoi urmează studiile la alte instituții de profil, inclusiv la școala internat cu profil sportiv din Chișinău.
Colegii lui se antrenau la natație și polo pe apă, iar Constantin, cel mai slăbuț și mititel, a fost ales în echipa de acrobați. Era numărul 5, totdeauna în vârful piramidei. A făcut serviciu militar în Belarus și în țările Baltice. Acolo a fost atras cu desăvârșire de fascinația texturii lemnului. Erau mulți mestecini și diferite conifere. Acolo eu am aranjat bucătăria. Nu cum era ca dembelsca работa, toți care când se duceau 100 de zile până la demobilizare, fiecare din sergeanți, din soldați făceau câte o lucrare ca amintire. Am făcut acolo două panouri cu mănâncă așa dintr-un ușor. Așa, interesantă tema era. După armată de cum m-am întors înapoi la uzină, am intrat la universitate, m-am însurat. Două fiici, femeie frumoasă. Și ea ca am început de cum că uzina s-a distrus, s-a închis. Și ea că eu am început să sculptez. Când a căzut URSS-ul, inginerul de sisteme electrice Constantin Buțan s-a reîntors la sculptura în lemn, unica sursă de existență. A participat la reconstrucția unei biserici seculare de la Buicanii Vechi, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, atestată documentar în anul 1773 și reconstruită în 1992-94, Mitropolia Basarabiei. Nu i-a fost deloc ușor. Era perioada când studia canoanele bisericești, desena, sculpta, testa mai multe feluri de lemn. Da, eu am făcut iconostas la Buicanii Vechi, la biserică. Asta e cea mai mare lucrare a mea. Eu am mai făcut încă iconostas, dar cele mai mitele au fost. În Condrița acolo, dar asta e cea mai mare. E 8 metri jumate înălțime și 6 înălțime. Și unele icoane din lemn am văzut, nu, toți sfinții, practic, îi faceți. Eu, nu icoane, dar eu facem baghetul, rama pentru icoane acolo. Eu acolo și chiuturi am făcut, acolo mult lucru, aproape 5-6 ani am lucrat. Tot și legat cu canonurile bisericești, eu mult tot am citit, mult am studiat. Că eu am făcut ea ca iconostasul la biserică, acolo trebuia, multe sunt așa lucruri pe care trebuie după canoane de făcut, altfel biserica nu le primește, are stilul bisericesc și trebuie de știut. Dar unde și ăsta, părintele mă învăța, mă îndrepta că aici nu așa, dar aici cam așa. Acum ni se pare comic, dar în acea perioadă când în tânărul stat Republica Moldova se achitau salariile oamenilor cu săpun, crupe și caloși, meșterul a fost remunerat la final cu mulți bănuți, în sensul direct, monedă de 5-10 bani. Nici nu a zâmbit, fiindcă atunci avea valoare. Am dus la magazin. Și când au văzut... Da, la cântar acolo socoteau căpișele să mă tincă mai mult de o oră. La cântar, nu, nici nu le numărau, la cântar, dar tot în așa cu mână mai socoteau. Și câți lei v-au ieșit? Trebuie că nu ți-o minte. Da. 500-600 de lei. Nu are studii în domeniul artelor plastice, dar se vede că a fost binecuvântat pentru lucruri bune. Creează după memorie vizuală, echilibru acrobatic, precizie inginerească și libertatea de creație populară. Lucrările sculptate ale maestrului Constantin Buțan ating coarda sensibilă a omului prin volum, expunerea spațială și motive.
când se prezintă la Expo Târguri vazele regale cuceresc publicul. Valorile vieții l-au purtat prin străinătăți, dar a fost de folos. În fiecare țară a învățat câte ceva. Cea mai reușită a fost perioada spaniolă. Orfiind invitat să participe la unele lucrări de restaurare, a reușit să se afirme și în calitate de meșter popular. Colț sunt meșteri foarte puternici. De ce poate și v-au invitat ca să... Nu, eu am invitat tot, nu cu mobila, dar pe urmă am lucrat la restaurare, la o mănăstire, Santa Paula, asta în Madrid. În Palatul Regal al Spaniei a plecat și cea mai mare vază sculptată cu motive istorice în lemn de frasin moldovenesc. Atunci era prințul Spaniei, Filip. El a cumpărat la mine undeva 12 lucrări. Unde era? În Madrid. Ați fost cu expoziție era acolo, în Madrid? Era expoziția la Fieri acolo. În Spania, spune meșterul, a vizitat mai multe cetăți vechi, muzee, galerii de artă. Foarte impresionat de lucrările sculpturale vechi. Numai decât, pe unde am fost, eu vizitam muzeele, locuri așa strămășești, cu unde sculpturi, nu, fontanuri, etc. Așa, locuri interesante, frumoase, pe care aici nu le-am văzut. Ce v-a impresionat mai mult? Sculpturile. În familie a vorbit cu soția Ludmila totdeauna în limba rusă. Acum se descurcă și în italiană. Or, unul dintre cei doi gineri este italian și îl prețuiește. Mă apreciază, el mă stimează. I-ați dăruit vreo lucrare? I-am dăruit, da, eu iau acolo 4-5 lucrări. Eu am făcut patul pentru nepoțica așa, sculptată, sau un pat foarte... El o strâns așa și zic că e că îl păstrează. Cum îi spune nepoțica? Evelina. Acum nu v-ați dus să vizitați din cauza pandemiei? Din cauza pandemiei, la mine mult ea ca și expoziții, n-am avut așa și... Am vrut să mă duc pe 3 luni, dar impresiunea pandemiei nu pot să mă duc. Cel mai bun asistent al meșterului este Marchiza, o pisică albă și pufoasă care îl însoțește pe tot parcursul zilei, așteptând moment de joc cu iepurașii de soare, dar deocamdată studiază oaspeții. El s-a ascuns, cred că pe dânsă nu vede nimeni. Câți ani are? E mai mult de 10, undeva 11 ani. Cea mai bună prietenă când lucrați, da? Da, de lângă mine. Să uite cum mai lucrez aleacă. S-a în spate, eu chiar o împing aleacă, dar el șade și așa, nu fuge. Îi plac animalele și acestea îl inspiră deseori. Asta e tema e foarte interesantă cu animale. Acolo cum e tătă plastica. Acolo mai mult poți să arăți plastica asta. De fapt, poți sculptezi și omul, tot plastica este. Dar cu animale, ca cu șopârle, păsări, mai ales ca cal. E ca un cal este l-am făcut. El tot e cam complicat. Trebuie de arătat structura, cum forma. Mișcarea mușchilor, da, asta e cel mai complicat. Tot în nu așa cum pe hârtie, dar o leacă am arătat eu mușchi. Deși nu i-au moștenit meșteșugul, ambele fiice posedă arta modelării, moștenind de la tatăl lor simțul artistic relevat. Când erau mitele, îi dădeam plastilină, îi mai făceau așa lucruri, mie foarte mult îmi plăceau.
Cel mai mare vis al omului de creație de la etajul 9 este să coboare pe pământ. Vreau o expoziție mare, vreau o casă pe pământ, că să am atelierul a meu, că să pot să fac și aici. Și aici pot să fac și fără probleme. Dar așa cu arenda, cu asta, cu spațiile din lat unde dus încolo, asta, dacă n-ai a tău, e a tău. Din partea emisiunii Tezaur, vă dorim ca să se realizeze acest vis și mai mult casa dumneavoastră să devină accesibilă și pentru turiști, să fie expoziția acasă și ca o casă-muzeu unde să venim cu toții, să admirăm, dacă trebuie, procurăm și să vă fie de bine. Poate să mă ajute Dumnezeu să am și eu o vitrinieță. Fiecare cameră din apartament este ca o sală de expoziție. Păstrează lucrări din tinerețe, lucrări cu povești și amintiri. Care camera la dumneavoastră e ca o sală de expoziții. Pe pereți doar lucrări din lemn. Da, și atât e lemn. Asta e Prometeu. Asta e Prometeu? Bărelief așa, Prometeu făcut. Deasupra ușii? Ștefan cel Mare, de asta l-am făcut încă în anii 86-87, cam așa. Este Sfântul Gheorghe. Anul trecut l-am făcut. Eu am fost în Ucraina, acolo este așa un monument, așa stilizat, și eu am făcut așa din lemn. Ca o zână, probabil tot soție. Da, folclorul ucrainean. Ei, nu chiar așa e frumos? Acesta? Asta e ouă pascal. Asta eu am cădunat ficei. Și se deschide? Da, e se deschide. Spate așa ca vază? Da, spate și așa, dar spate... Asta am făcut pentru bijuterii. Iar asta am făcut încă la armată. Lucrarea asta. Din undeva din 79, cam așa, anii 80, începutul 80, cam așa. Am făcut, este și încă, atunci doar era Olimpiada, am făcut pe ursulețul ăsta. Da, olimpic. Olimpic. Pantera asta am făcut la armată. Da, asta e încă de la școală. Pisica? Nu-i marcheză? Da, numai nu-i marcheză, dar era altă pisică. Să analizăm evoluția artistică a protagonistului nostru, atunci spunem cu certitudine că este în permanentă ascensiune. Fiecare au câte o poveste. De exemplu, e că am făcut pe asta din vișin și mie nu ne-a plăcut forma. Nu, nu-i stilizată forma. Eu mă gândeam, de cum nici nu știam, nu-mi plăcea. Și eu am luat-o, am desenat-o și pe urmă am luat-o, am tăiat-o tot și am făcut așa că e, în primul rând, e ușurică ca capana și e stilizată așa și așa mai arată câte ceva, dar atunci nu-mi plăcea și gata.
dar câtă muncă pe urmă. Dar aici, da, eu mult trebuia de tăiet, aici de scos, să nu se rupă. Când taie, ele se rup, trebuie de... Și eu cam... Asta eu am făcut-o în 2008. Dacă și scriitor, dar așa eu mai... Ce bine că puneți semnătura așa anul. Da, că așa pot să uit. Deși e așa, o țin ca amintire, totuși, e așa, îmi place. Tot e natural, cum e lemn, așa și... E ca să-l cămboieresc. E ca asta e culoarea lui, asta eu n-am vopsit-o, asta e culoarea lui naturală. E ca asta eu o leacă, aici am mai dat o leacă culoare. Unde ca să-l, pe draconul ăsta, să-l scoți, o leacă, i-am dat ton. Asta e din lemn, de ce? Fiindcă eu nu pricep în lemn. Aici e frasă. Aici e stejară, aici e ulm. Ulm, așa. Aici e nuc, aici e tot nuc, aici e plop. Se camer, da? Aici e prasadul. Ia ca asta e nucul, asta tot e nuc. Dar e, da, și este nuc și nuc, dar unde el trăiește are altă culoare. Așa și ulmul, tot altă culoare. Aici e jișunul, aici e prasadul, este tot e frasunul, aici e zarzărul. Frumos a ieșit, da. În două culori. Da, asta e din Sălcâmp Băieresc, că e la soare o stat, că eu de mult am făcut-o. Și ea o strâns culoare și a făcut roșietică. Dar aici ce e mai mare, va zice? Iacă-te, aici e ulm. Iacă vedeți, tot cum și acela, numai altă culoare are. Este tot e ulm. Asta e nuc. Абрикос, ăsta. Ăsta un caies. Da, el e vechi, el, e că aici era pe. Da, lemn și el abricosul el crapă. El e foarte complicat. Da, ăsta la mine nu crapat și eu deși pe dânsul și culoare foarte frumos. A stat mult lemnul, fiindcă văd lemnul, care niște. El era uscat, el nu era tăiat, așa s-a uscat pe pământ. Și eu de acolo când am văzut că nu-i crapat, eu am ales bucățica din care pot să fac și ea că dintre însă am făcut-o. Lemnul se găsește în peste 10.000 de produse care au generat zeci de meșteșuguri, importante ramuri industriale, domenii artistice cu puternice rădăcini spirituale, culturale, toate adăugându-se la zestră de aur a popoarelor ce l-au îmbrățișat, venerat, studiat, modelat. Adevărata energie a texturii copacului o acumulăm din lucrările manuale din lemn masiv. Care este? Că asta e cea mai mare. E făcută din frasă. Câte kilograme are? E mai... Nu, 12-15 are. Eu n-am cântărit-o, dar 15 kilograme are. Ea are 159 de centimetri înălțime. Dar lățimea are 42. Când am început să o fac, ea era mai mare. Că lemnul doar nu e rotund. Eu când l-am prilucrat, eu s-a făcut numit ea. Dar era așa un truc, noi în patru l-am pus în strâng, că nu puteam să-l ridic.
Povestea unei vaze mari are cale lungă, de la pădure, atelier, timp de uscare, schițe, modelare, studii, măsurare, apoi sculptare. Asta e Arhanghelul Mihail. Asta e după canonul, cum după icoană. Da, asta e Sfântul Gheorghe. Stilizat așa, ia. Eu mă gândeam ce să fac, dar cu flori, cu asta, de cum într-așa formă mai interesant. Plecând de la structura mirifică a lemnului, Constantin Buțan reușește să dea valoare oricărei texturi, oricărei culori. Iată, această lucrare, cea mai înaltă, va pleca la o licitație din Londra. Meșterul nostru a fost invitat la această licitație, dar probabil din cauza pandemiei se mai amână. Sperăm că în 2021 dumnealui va realiza cele mai frumoase lucrări la această licitație pentru a-și îndeplini visul, pentru a avea acea căsuță, acel atelier și o casă, muzeu al familiei Buțan. Pentru sculptorul Constantin Buțan, lemnul este structura care pulsează viața, emoția, curajul, prosperitatea. Lemnul ascunde lumina, deși nu este lumină. Lemnul, l-a atras în meșteșug, îl ajută să treacă mai interesant prin viață.